Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de în apă, după care puteți să uita. 11 metri pentru cunoscători. Bun găsit, dragi prieteni, aș începe totuși cu vestea momentului. Bănel Nicoliță va fi noua vedetă a viitorului. Hagi se pare că de ziua lui împlinește 150 de ani și îl va oferi pe Bănel Nicoliță drept cadou. Bănel Nicoliță n-a mai jucat din 2004, nu din 2014, cum se spune. N-a mai jucat fotbal din 2004, deci sunt aproape 11 ani. Nu știm exact motivele pentru care el a ales viitorul, sau ar trebui să le știm, întrucât mi s-a spus că 24 de echipe din China l-au dorit, de asemenea vreo 8 echipe din Taiwan, Hong Kong, unele și din Mongolia interioară, țineți minte, o zonă care aparține de China și ea. A fost în general dorit cam peste tot și în Liga 1, până la urmă i-a făcut halterul lui Gică și se va duce la viitorul, unde la experiența lui, nu-i așa, va deveni cel mai titrat jucător al campionatului. Titrat, o să mă întrebați la ce? La geci, la tricouri, la blugi, ce a reușit și el să obțină în perioada în care era fotbalist prin Liga, de exemplu. Deci este o veste mare. Iată că fotbalul românesc nu doar lasă să plece vedetele, ci și aduce jucători de mare calitate. Ne îmbunătățim așadar cu Bănel Nicoliță ca un miros de brad. Proaspăt va fi în fotbalul românesc acest Bănel. Și iată viitorul, care demonstrează că este o echipă care crește jucători de valoare. Lângă ei însă trebuia și un palmier bătrân, Bănel Nicoliță, despre care nu putem să spunem cu certitudine că ar avea 29 sau 30 de ani. Nu știm vârsta lui Bănel Nicoliță, pentru că acolo unde s-a născut el, timpul avea destulă răbdare și mai are încă. E posibil să aibă 40 de ani Bănel Nicoliță, să fie precum Ibrahima Bakayoko, când a venit la OM și a zis că are 22 de ani. El avea 35. Și era cu 13 ani mai bătrân decât scria pe acte, care erau sigur falsificate la colțul străzii la el în Côte d'Ivoire. E bine, între timp, pe la vârsta de 60 de ani, ajunsese prin Grecia și într-adevăr la un sprint odată i s-au desprins picioarele de trup și atunci au dat seama grecii că într-adevăr ăsta e păcălise. Bakayoko juca la 60 de ani pe Gologan Grey în Elada, un buletin apărând că e un, ce să spun, un tânăr june de 33 de ani. E păcălise pe aia cu aproape 30 de ani. Cred că la Bănel Nicoliță lucrurile nu sunt foarte diferite, dar în orice caz la capacitatea lui de mobilizare, la, încă o dată spun, la vasta lui experiență, acesta va fi un atu colosal în Liga 1. Acum că s-a bulversat și clasamentul odată cu depunctarea CFR-ului, viitorul urcă și ia un loc, este pe locul 8, nu mai este pe 9. S-a anunțat și pe Șumudică, s-a modificat ierarhia, Chiajna sare de pe 14 pe 13. Toate echipele câștigă o poziție, Rapidul nu mai este ultima, începând de acum câteva momente. CFR Cluj a fost depunctată cu 24 de puncte. Încă un nume greu al ligii întâi care sucombă, au 10 puncte în acest moment, în urma Rapidului, care totalizează 11. Ideea este că oricum CFR-ul nu-și mai dorea să continue, nici nu știu dacă va mai putea continua. Și mitul cu 9 meciuri transmise din retur pe DigiSport s-ar putea să nu mai stea în picioare. Păi dacă ești jucător al CFR-ului în momentul de față, tu mai joci? Evident că nu. Atâta timp cât CFR-ul, deși ar fi avut posibilitatea să mai achite niște datorii, că am aflat că ar fi primit o tranșă din drepturile TV, n-a vrut să facă acest lucru, a forțat insolvența, pe care până la urmă se pare că ar fi obținut-o,
dar în același timp n-a putut să evite depunctarea, 24 de puncte, asumate de Lucian Enache, juristul AFAN, care a declarat pentru DigiSport că este o zi tristă. Ai cum să fie tristă când Bănel se va angaja la Viitorul? E ca și cum l-ai aduce pe Ronaldo în campionatul nostru. Ronaldo-l bătrân, adevăratul Ronaldo. Ăla grăsuțul, șoarecul, da. Ăla cu dinții de castor, da. Cum să, mă, cum să fie tristă ziua în care Bănel, care are 48 la pantof, să nu uităm ca Old Wobble, stă cu degetele chircite ca niște zerouri în Adidas și de... în pantofii de fotbal, pentru că n-a găsit pe mărimea lui. La Saint-Étienne la un moment dat juca cu degetele pe afară, dacă țineți minte, pentru că n-avea oia decât pe la 45 și jumătate ghete. Nici al de Baial, Sal și oia, care aveau piciorul cât o damigeană, da? Tot nu reușeau să-i dea ghete pe măsură lui Bănel și atunci juca cu degetele pe afară. Pur și simplu știra degetele prin iarbă, cam cum poartă unele femei sandalele. Dacă mai țineți minte, le ies degetele pe afară, așa, și calcă cu degetele pe calda râm, nu cu sandala. E așa stătea Bănel în campionat. Da, cel mai interesant moment era când se așezau la început pentru protocol echipele și erau filmați jucătorii de la bust, sigur, nu ți-arăta partea instalației. E, dar când ajungeau la Bănel, îi filmau picioarele. Bă, ziceai că din revolta de pe Bounty. Unul dintre ăla care scăpase de pe vapor, așa arăta Bănel Nicoliță, la vremea la care avea decent vreo 32 de ani. Era jenant pentru toată lumea să fie eliminat sau să fie trimis la cabine mai devreme, după o schimbare, să spunem. Asta se întâmpla la început, că lumea nu joase măsurile de precauție necesare și Bănel, bineînțeles, era schimbat de slab undeva în jurul minutului 60. Dumnezeule, avea 30 de minute la dispoziție să golească frigiderele din vestiar până veneau ceilalți, până se termina meciul. A golit frigiderele azi, le-a golit mâine, le-a golit poimâine. Bă, dar până la urmă i-a golit și pe coechipieri. Da? Se pare că așa ar fi reușit la un moment dat să găsească și un bonfire cu care și-ar fi ajustat un pic încălțările și ar fi reușit să-și scoată degetele pe din afară. Bineînțeles că nu mai purta ciorapi, pentru că știți cum e, când ai sandale să mai umbli și cu ciorapii pe caltarâm este și mai jenant. E, așa era și la el. Măcar să vezi că are fotbalul în sânge. El era ca primii brazilieni care jucau desculți pe Copacabana la începutul secolului 20, așa și Bănel. Juca în iarbă desculți. Desculți, tată. E bine, acum va juca la Viitorul. Aici nu știm exact ce încălțări a pregătit Gică Hagi. Dacă nu, vă duce la pantofar și... Știți că în germană la pantofar se spune Schumacher. Vă duce la un Schumacher dintre ăsta până buftea pe undeva, pe la voluntari, și îi vor confecționa niște ghetuțe. Sunt aceleași ghete în care el primește, de exemplu, de Moș Nicolae. Tot pe astea le pune, să știți. Le curăță un pic și moșul are posibilitatea să-i pună și în față și în spate, că dacă-s găurite... Astea. El nu e Bănel Nicoliță, nu e nebunit după ghete fosforescente, după crampoane dintr-alea care, ați văzut, mențin nu știu cum piciorul, nu știu cum îi țin glezna, ghete de culori diferite, să nu mai știe exact care-i stângul și care-i dreptul, oricum nu știa. El n-a umblat niciodată cu fițe dintr-astea. El pur și simplu, gheata este ca o sfeclă dintr-aia furajeră, pe care dacă o desfaci la un cap, începe să pută. Da? Miroase sfecla aia până o arunci undeva. Da? Până nu mai țin cale. Așa sunt și pantofii lui. Sunt tăiați la un capăt, vă dați seama când Bănel îi încalță, mă rog, sau îi descalță pe aia în vestiar, cam cum trebuie să fie. Cum să stai, bă, cu puștanii ăștia de la Viitor? Văd ăia labele lui
bănel 48 are la pantof, cu aia cu care se pregătește să fugă. Probabil că îl vor întreba unii. Ăsta sunt al lui Tom Hanks, ăla care juca pe Forrest Gump. Ăla fugea, de la fugă s-au rupt. Țineți minte că el practic a dat autogolul de pe Santiago Bernabeu cu piciorul gol. Da? Era o gheată despicată aia cu care și-a învins atunci propriul portar. A fugit de generații, ani de-a rândul, Bănel Nicoliță, și tot n-a dat de capătul lor. A dat, dar a dat de nicăieri. Și iată-l întorcându-se acum în fotbalul românesc. Asta spun, nu e o zi tristă, domnilor, este o zi mare, pentru că la cei 150 de ani pe care îi va face mâine Gicanu, singurul fotbalist ajuns la această vârstă care n-are statuie, e bine, un cadou mai teribil decât ăsta, povesteam ieri cu Pierre Richard ăla, dacă țineți minte filmul Jucăria din anii 80, cum îl achiziționa băiatul ăla direct în vitrină, e cam așa și-a oferit și Hagi, o perlă neagră. L-a adus pe Bănel Nicoliță, într-adevăr, de pe Copacabana. Și numai în izmene, îmi dați seama cam cum ar sta izmenele pe Bănel. Într-un personal de ăsta care să-l ducă până la Brăila, un regio, cum se numește acum. Bănel regio. 8 ore face ăla până la Brăila, da, până în insula mare a Brăilei, că n-are gară la Făurei. Aveau, dar e în construcție, că am înțeles că vor să facă gară de aia de TGV. Ar fi cea mai importantă gară din România, o gară de asta de teste. Da, la Făurei se va face, că tot era nou de cale ferată. Și că mai avem una din asta undeva în Oltenia, o gară de asta de teste, unde e singurul loc din România pe 150 de metri, unde trenurile pot să prindă 250 de kilometri la oră. Dar în 150 de metri ce folos? Și acum, tocmai la Făurei, va avea loc, tot așa se va tăia panglica, vă dați seama, se va duce guvernul. Bine că numai Emil Bocă sufla un pic vântul și ridica sacoul ăla. Era jenantă faza aia. O să fie alții, cine știe. Cred că guvernul lui Mihnea Năstase va fi. Când va ajunge Mihnea, șeful guvernului, vor tăia panglica acestei gări suprarealiste de la Făurei. Deci iată, dragi prieteni, o zi cu evenimente. Dacă pentru unii campionatul a devenit mumă, pentru alții e ciumă. Într-adevăr, chestiunea updatată la 14.21, adică în urmă cu o oră, CFR-ul a fost penalizată de comisiile Ligii Profesioniste de Fotbal cu 24 de puncte. Sigur că e o veste bună și asta. E exact ca și cum te uiți în partea asta altă pe ecran și vezi că mai e săltat câte unul. Da? Sare câte unul din schemă odată la 5 minute. E normal ca și fotbalul să se facă ferfeniță. În urma lui Arpa Pasca din Potopu. Până la urmă omul și-a făcut mendrele, s-a distrat un pic, așa m-au făcut și alții înaintea lui. Pe undeva ăsta era și motivul pentru care Pascani probabil s-a dus să preia o echipă care nu mai exista de mult, era îngropat, a luat-o din cimitir. CFR Cluj a suit-o în gruia, i-a pus niște ulei pe la Malamale, a făcut până la urmă din ea o echipă de Liga 1, competitivă, a câștigat campionatul de câte ori a vrut, a făcut ce a vrut cu banii, la un moment dat s-a plictisit omul, sigur, a dat de greu, a intrat la nanghie cu business-urile prin altă parte. Echipa, ce importanță mai are? Oricum nu avea nicio istorie. Era moartă în păpușoi de atâta timp. Tradiția alea o găsiți în revista Sport, oia Sepia, în anii 70-80, dacă vă mai interesează ce făcea CFR-ul. Acum a mai avut așa un spasm, mai câștiga câteva trofee, nu va regreta nimeni plecarea acestei echipe din Liga 1. Oricum CFR nu se va înscrie în campionat sezonul viitor. Deci este o retrogradată certă, indiferent că își va recupera punctele sau nu. Acum va face recurs, știți cum e la noi, cu blândețe, cu nu știu ce. Evident că nu va rămâne niciodată cu minus 24 de puncte, evident. La noi poți să furi 100 de ani. N-are nimeni curajul să te penalizeze cu un asemenea handicap. Dar, indiferent,
că vor termina campionatul tot pe locul 2, de acolo de unde au fost depunctați sau vor termina la mijlocul clasamentului, ei nu se vor mai înscrie la anul, că n-au cum. Nu mai îndeplinesc condițiile, este evident după mișcarea din ultimele zile că CFR nu-și mai dorește să continue. Ne întoarcem după pauză. Primim informația și sigur o și citim, pentru că e o scrisoare deschisă, nu e numai pentru noi, că tribunalul a decis că CSE Universitatea Craiova nu deține palmaresul Universității Craiova. Asta după ce, sigur, justiția fusese luată drept martor, să nu spunem ostatec, în toată această problemă și a trebuit să se pronunțe. A, până la urmă, nimeni nu este surprins de acest verdict. Justiția a constatat că, până la urmă, Universitatea Craiova din 1948 și până în 1991 n-are nicio legătură cu CSU Craiova de astăzi. Cazul a fost respins de Tribunalul Dolj. Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel din Craiova. Practic se recunoaște că FC Universitatea, societatea deținută de Adrian Mititelu, este posesoarea palmaresului oficial al clubului, spuneam între 48 și 91. CSU Craiova s-a înființat în 2013, a promovat în Liga 1 în acest sezon, dar până una alta, cum ar zice Sorin Cârțu, ea reprezintă astăzi orașul Craiova. Și pe undeva dincolo de palmares, de culori și de siglă, asta cred că este mai important pentru prezent. Faptul că această echipă reprezintă astăzi, și poate pentru mulți ani de aici înainte, nu avem de unde să știm, reprezintă astăzi orașul în principala competiție internă. Și dacă va fi, la un moment dat, va prezenta probabil culorile orașului sau numele său și pe scena internațională. Pentru că până s-o întoarce echipa lui Mititelu în Liga 1, mai avem de așteptat. Deocamdată singura echipa Craiovei este CSU Craiova. Are n-are o denumire foarte îndepărtată de fosta universitate, tocmai pentru că râvnea la palmaresul acesteia, până când, iată, decizia tribunalului Doljan n-a infirmat acest lucru. De acum înainte s-ar putea numi Frigiderul Craiova sau Barul Craiova, pentru că nu mai e nicio diferență. Dar mai are acum de ce să se numească CSU Craiova, acel U Craiova, atâta timp cât nu deține palmaresul. Vor face apel, pentru că la noi, sigur, se merge până în pânzele albe și este și firesc să uzezi de toate căile, e normal, nu? Să uzezi de toate aceste procedee, chiar dacă șansele sunt foarte mici să mai ai câștig de cauză. E o decizie care pe Mititelu la ora asta, dacă nu uităm bine la ceas, nu a trecut foarte mult de ora prânzului. E o decizie care ar trebui să-l mulțumească pe Mititelu acolo unde se află și să-i ofere într-adevăr un credit suplimentar în bătătura lui. Bun, mai vorbim astăzi și despre, pe lângă încoată, vă reamintesc cele două mari evenimente. Bănel Nicolițe se întoarce în Liga 1 și a acceptat să joace pentru Viitorul Constanța sau Viitorul Voluntari. Și de asemenea, CFR Cluj a intrat în insolvență, dar a și fost depunctată cu 24 de puncte. Asta înseamnă că ocupă ultimul loc în clasamentul Ligii 1 la sfârșitul turului. Însă între timp îl avem la telefon pe sărbătoritul zilei. Acesta este Adrian Mititelu. Bună ziua! Bună ziua! Mititelu, sunteți probabil în posesia acestei știri. Sunteți probabil precum era Birlic cu cele două loturi în mână, unul câștigător și unul nu, da? Și dumneavoastră aveți probabil într-o mână palmaresul Universității Craiova și în cealaltă mână, sau cu cealaltă mână, ne faceți cu ea. Nu, e o chestiune normală, dar nu este nicio surpriză, este o sentință firească, nu mai așteptam nici în tăiatură, pentru că lucrurile sunt foarte clare în acest punct de vedere. Da, evident că sunt foarte clare, dar... A trebuit să demonstrez că apa este udă și chestii de jucă, adică, efectiv, este o formalitate pentru mine.
această sentință. Dar ați demonstrat până la urmă totuși că m-a luat ceva timp să demonstrați că apa este udă, nu? Bine, și mai durează până când reușesc să readuc echipa în competiție, pentru că am dat ca eu vorbesc din afară, sunt în tribună. Exact. Asta cam cât ar mai putea să dureze? Că asta ne întrebam și noi, cam câți ani? Ani nu, pentru că în mod normal ne putem înscrie și la ani, din punct de vedere juridic, în competiție. Așa cum am mai spus eu din Banciu, un act constitutiv al Universității Craiova era prevăzut ce se întâmplă cu clubul în caz de faliment. Adică era prevăzută un mod de a continua clubul în viață în caz că se dizolvă societatea din diferite motive. Pentru că și dizolvarea asta este o procedură firească în toată lumea asta, pentru diferite cauze. Și acela constitutiv spune clar că titularii mărcii de la OSIM, titularii brandului, pot constitui o nouă persoană juridică în vederea asigurării continuității sportive a clubului. Ceea ce s-a și întâmplat. Există o nouă persoană juridică înființată care, în virtutea vechiului act constitutiv al defunctei Fotbal Club Craiova, asigură continuitatea sportivă. Numai că eu sunt pus în fața unui embargo PSD-ul mafiot în Craiova de foarte mult timp. Toate afacerile mi-au fost blocate. M-au gândit de pe oblemencă, de pe baza în care eu am băgat foarte mulți bani. Și nu am posibilitatea astăzi, când vorbim financiar, să introduc echipa în competiție. Fie ea să iau și în Liga 4, deși, în mod normal, raportat la situația că Federația deja e trimisă în două dosare în judecată pentru ceea ce a făcut Universității Craiova cu excluderea, ar putea să ne înscrie în competiția Ligii a doua de drept. Dar cu toate astea noi am fi dispus să urmăm chiar din Liga 4, numai că, sincer să fiu, în acest moment, la ora asta când vorbim, nu avem o soluție financiară. Și ne așteptăm și la alte represalii din partea federației, în sensul că să facă și alte, să intervină și alte obstacole pentru a nu putea intra nici măcar în Liga 4, pentru că intrarea noastră în competiție, fie ea și, repet, și în Liga 4 eclipsează această echipă din Craiova, această echipă abuzivă înființată și care reprezintă un caz fără precedent în lume. Bun, dar asta, din ce spuneți aici, deducem că, de fapt, dumneavoastră n-aveați un conflict cu Mircea Sandu, ci chiar cu instituția federației, dacă spuneți că și în continuare federația v-ar purta sâmbetele, adică... Nu, în continuare, deci federația, din dorința de a îngropa mort, de a ascunde faptele, adică aici au zis, domnule, dacă la Craiova înființăm o altă echipă care să aibă un nume asemănător și să spunem că, de fapt, aia este, au apelat la foste glorii ale clubului, la niște trădători care se găsesc tot timpul în România și nu numai cu asemenea ocazii și această echipă care au făcut-o cu scopul de a-și acoperi infracțiunea din 2011 și cu gândul că se mușamalizează, se stinge focarul încă de Craiova și ușor, ușor se uită și... Bun, am înțeles. ...scăpa eventual achitat și cu pagube de cât mai mici. În regulă. S-au bazat pe filonul numit Ponta Vito, pentru că această chestiune s-a întâmplat cu, sincer, acum poate pare așa aiurea, dar vă spun adevărul. Deci Ponta a girat această norocire și, practic, Burleanu a trebuit să achieseze la această presiune a PSD-ului, pentru că dinastia Ponta se întrezărea la data când s-au întâmplat aceste nebuni și uite că nu le-a ieșit. Acum, la DNA există un alt dosar penal care privește celelalte infracțiuni făcute ulterior excluderii. Și eu vă spun sincer, aștept de câteva luni de zile, din zi în zi, ca DNA-ul să dea drumul la dosar, pentru că sunt fapte foarte grave, sunt probate și poate că numai datorită faptului că este foarte mult de muncă acum la DNA, nu s-a ajuns în situația când până în prezent să nu se ia nicio măsură. Dar eu mă aștept ca DNA-ul să acționeze în sensul să ia măsurile legale, pentru că sunt adevărate infracțiuni și s-au întâmplat ulterioare excluderii. Care, repet, excluderea face obiectul unui dosar penal deja trimis în judecată. Da, să înțelegem că oltenii și craiovenii în principal nu dau doi bani pe această echipă în mare vogă în Liga 1 în momentul de față? Dar a fost o mare manipulare aici, domnul Banci, presa toată cu mici excepții, cu excepția Gazetei de Sud, este toată sub papucul PSD-ului, toate televiziunile locale, și a fost o manipulare, având această diversiune, că de fapt eu n-aș avea palmaresul, eu de fapt n-aș fi Universitatea Craiova, că de fapt aia este, și o parte, zic așa, o treime din suportul Universității Craiova, au acceptat la acest plan, dar ei în sine știu că nu este echipa lor adevărată, dar
dorința de a merge la un meci de fotbal, de a vedea, zic, domnule, hai să mănânc și asta e, că nu e vina noastră, că s-a ajuns în sală. Dar, în niciun caz, nu este ceea ce se minte de la prin diferite mijloace de comunicare, că sunt 10.000, că sunt neadevărat. Mai mult de 1.200 nu vin la meciuri. A fost o excepție meciul cu Steaua, care oricum, când vine Steaua la Craiova, putea joace și extensiv și e tot putere că tot la Craiova, stadionul plin. Da. La Dinamo. Dar, să zic așa, maxim o treime, dacă au aderat la acest proiect. Da, dacă s-a întrerupt, nu vă mai auzim. Dar probabil că a căzut legătura. Ea nu era foarte bună la început, după cum ați observat, apoi a reușit Adrian Mititelu probabil să facă un pas înainte sau poate chiar unul înapoi. Să știți că atunci când vorbești la telefon nu e neapărat obligatoriu să mergi înainte. Îl auzisem mai bine, știm vechea poveste, dar nici nu suntem dispuși să auzim atâtea dezvăluiri încât să nu le mai putem duce. Îi mulțumim domnului Mititelu pentru această intervenție, pentru că, oricum a spus esențialul, lupta continuă, da? Bătălia continuă, ca pe vremuri la Revelion, da? Cu Toma Caragiu, când tot așa eram dintr-o luptă într-alta, dar iată că se pare că Adrian Mititelu s-ar fi întors printre noi. Ne auziți? Da, vă auzeam și înainte. Erați pe sfârșitul explicațiilor, ajunsesem acolo cu extensivul. Am spus că o treime din, zic așa, o apreciere sinceră, că am auzit de o treime din suporterii de fotbal din Craiova, merg la aceste meciuri, dar există un alt temperament, deci nu este acest temperament care știți dumneavoastră, Vulcan, deci galeria lipsește cu desăvârșire și suporterii fanatici nu vor să aibă, chiar urăsc foarte mult această echipă. Da, vreau să vă mai întreb dacă ați aflat de depunctarea CFR-ului astăzi, 24 de puncte. Da, am aflat și eu, am citit și eu presa online și am văzut. Da, ce... Am înțeles că CFR-ul are 25 de milioane de euro datorii. Nu, eu nu știu cum s-a făcut acele datorii, pentru că eu am avut toate milioane de euro datorii la FIS și m-am făcut ca cel mai mare datorii și cu cel mai probleme. Dar acum văd că sunt cluburi care au 25 de milioane numai la fisc. Și care au activat foarte bine în Liga 1. Da, o să vedem. Acum am înțeles că unii jucători de la CFR promit mari dezvăluiri apropo de gestiunea care avea loc acolo, de ce s-a întâmplat, de ultimele luni ale lui Mureșan la conducerea clubului. E posibil ca echipa să nu mai continue absolut deloc în Liga 1. CFR Cluj a fost un club sprijinit foarte mult de puterea ei și i-a fost foarte bine. Acum când a fost lăsată din brațe, nu mi-a făcut după nimic. Mulțumim, domnul Mititelu, de intervenție. Toate bune. Și vă mai așteptăm cu alte precizări când va mai fi nevoie. Sigur, după evenimentele de astăzi de la Craiova, apropo de palmaresul care, iată, rămâne la Adrian Mititelu, fosta Universitatea Craiova, echipă deocamdată neafiliată, neînscrisă în competiție, dar care stă și ea într-o gară de triaj așteptând să-i vină rândul, că o fi a patra, că o fi a treia, că o fi a doua. Ați auzit pe Adrian Mititelu, capabil să conducă orice tip de locomotivă, fie și de aia hidraulică de pe vremuri, țineți minte, pe alea gri erau așa. România exporta locomotive hidraulice în Ghana pe vremea respectivă și de acolo aducea Ceaușescu cacaua și cafeaua pentru protocol. Să mai dădea și prin țară așa un pic, că știi că la țară mai erau bătrânele care făceau cozonac, au pus un pic și de caca. Adică pusese un pic de cacao, el nu știau și cuvântul ăsta, dar găseau la pliculețe de-astea de cacao la băcănie și mai presărau un pic ca să dea un gust dintre ăsta din altă lume, pentru că ele nu erau obișnuite, zic, să mănânce cozonac cu cacao. Da. Dar aia era, să știți, cacaua pe care România o aducea din Ghana, noi le-am trimis primii, se pare, ganezilor locomotive, în momentul în care și-au făcut și ei o cale ferată, sigur, cu ajutor european, britanicii care au inventat șina în cale ferată și au inventat în general mersul pe șina de tren și trenul în sine. Ei au făcut în Ghana prima investiție de genul ăsta, dar nu le-au dat și locomotive, că au zis, bă, asta vă descurcați voi. Și atunci
Ganezii au apelat la Neanicu. Neanicu le-a trimis niște locomotive hidraulice ganezilor, care erau, nu dați seama, câte 100 să urcau pe locomotivă ca să sărbătorească evenimentul. E, astăzi Adrian Mititelu, sau mâine, când va avea timp, ar fi dispus să conducă astfel de locomotivă și cu ea să revină cu echipa în palmaresul inatacabil, devorant palmaresul Universității Craiova, echipa de suflet a oltenilor pe prima scenă a fotbalului românesc. Când s-o întâmpla asta, sigur că vom afla și noi. O să vorbim după pauză publicitară și despre dezvăluirile pe care foștii jucători de la CFR le fac sau le vor face în legătură cu gestiunea domnului Mureșan, acum așa îi se spune. Iuliu Mureșan a devenit domnul Mureșan, un personaj mai străin un pic de locurile pe care le frecventa. Nu mai știm nimic despre Iuliu Mureșan, pe unde o mai fi, ce se mai ocupă, dacă a plecat și el spre o destinație necunoscută sau încă nu. Dar în orice caz îl așteptăm. Îl așteptăm la un moment dat, dacă vor mai fi explicații, dacă se mai poate spune ceva după această decizie și cât mai speră CFR-ul să câștige la recurs, dacă echipa mai are vreo șansă să continue fotbalul românesc. Toate astea rămân deocamdată în suspans, dar sigur că își vor găsi un răspuns în zilele sau săptămânile viitoare. Revenim. Ups, suntem înapoi în direct, dragi prieteni. Citeam un pic declarațiile foștilor jucători de la CFR Cluj. Liviu Ganea, de exemplu, care l-acuză pe Iuliu Mureșan că le trimitea scrisori fotbaliștilor, să nu fi fost pentru niște fete scrisorile astea, să fie ajuns din greșeală la ei, căci erau frumoase scrisorile în care jucătorii erau rugați să-și retragă memoriile că își vor primi bani. Da, ama Iuliu Mureșan, e vorba între noi, nu era sponsorul clubului. Deci el nu putea să dea bani din buzunarul lui. El era președinte, dar salariat la CFR Cluj și sigur că acționa și el în conformitate cu ceea ce îi se spunea, probabil mai sus. Sigur că lua și el decizii, nu? În nume propriu și că a încercat să-i păcălească pe jucători, dar știind că nu există banii sau că sunt șanse destul de mici ca aceștia să mai apară, sigur a încercat să ducă, să plimbe căruța asta cât s-a putut. A tras de aceiași cai până când a fost nevoit să-i îngroape la un moment dat și atunci practic s-a predat. Dar încă o dată spun, în fotbalul românesc lucrurile decisive nu sunt și definitive, adică a tăia capul unei echipe, cum s-a întâmplat astăzi cu CFR, că practic asta este o descăpățânare, să ajungi de la 34 de puncte la 10, de pe locul 2, pe ultimul loc, asta se întâmplă rar în fotbal, în acest sezon cel puțin nicio echipă din Europa n-a mai pățit așa ceva. Este o descăpățânare. E posibil totuși, precum în desenele animate, cineva la un moment dat să le lipească capul clujenilor înapoi. Să nu ne pregătim să spunem că s-a terminat. În principiu însă, din sezonul viitor, CFR-ul ar trebui să fie în situația echipei de la Vaslui anul trecut și să nu se mai poată înscrie în competiție. Încercăm să mai obținem niște lămuriri de la Emilian Hulubei, șeful AFAN. Bună ziua! Bună ziua! Dacă sunteți la curent cu toată situația de la Cluj, sigur, cunoașteți evenimentele, dar dacă aveți mai multe amănunte, încercam și noi, bâșbuiam pe aici să găsim niște variante, ce s-ar putea întâmpla, ce riscă CFR-ul în esență, dacă jucătorii își pot recupera vreodată toți banii, cam care sunt procedurile de aici înainte? Păi deocamdată, din punctul nostru de vedere și al comisiei, hotărârea de depunctare, cea de 24 de puncte, rămâne definitivă. Probabil va fi atacată cu recurs, dar nu vor temei regulamentare care să schimbe această decizie. Iar pe partea cealaltă, pentru recuperarea banilor, se va urma procesul de insolvență. Adică jucătorii se vor înscrie la masa credală, să sperăm că vor reuși să înscriem cu 100% din suma pe care au de recuperat. Iar în continuare
dacă se aprobă planul de reorganizare, depinde cât timp și cum e structurat planul de reorganizare, în 3, în 2 ani de zile, să-și recupereze toată suma 100% integral. Aveți idee cam despre ce sume e vorba? Depinde de la jucător la jucător. Cred că o sumă totală la jucătorilor care au fost în situația de astăzi se ridică undeva la 250.000 de euro. Pentru 250.000 de euro s-a făcut atâta scandal? Din păcate, da. Din păcate, da. Și au fost lucruri destul de urâte. Adică jucătorii au primit niște scrisori acasă prin care li s-a confirmat că vor primi banii, comisiuni, că nu vor fi niciun fel de probleme și, pe de altă parte, s-a încercat intrarea în insolvență înainte comisiei de disciplină și atunci se dorea suspendarea aplicării sancțiunilor 24 de puncte. Până la urmă, ca să lămurim pentru ascultători, că noi așa știam într-o prima fază exact că dacă intră în insolvență scapă de depunctare, se aplică și insolvența și depunctarea totuși. Da, pentru că insolvența a venit la câteva ore după ce s-a pronunțat comisia de disciplină și atunci nu poți să o aplici retroactiv. Din punctul de vedere juridic, din câte am vorbit și cu juriștii de la AFAN, de la noi, nu există temei reglamentar și legal să mai întorci o astfel de decizie. Ok, în aceste condiții să înțelegem că CFR Cluj cam încheie socotelile cu fotbalul românesc, cel puțin cu cel de primă divizie. Asta sigur... Cu 10 puncte, mai sunt în joc 45 de puncte sau câte mai sunt până la sfârșitul campionatului. Da, să se lupte, să vadă dacă mai poate să mai facă ceva, dar e greu, având în vedere că anul să retrogradă la 6 echipe, va fi o misiune imposibilă. Bun, acum, teoretic, sigur că ei, dacă erau pe locul 2 la clasamentul turului și încă se băteau teoretic la titlu, pot să evite retrogradarea, dar eu mă gândesc la altceva. Mai joacă cineva pentru CFR în condițiile astea? Având în vedere că procedura de insolvență a fost aprobată, de acum datoriile curente, tot ce înseamnă datoriile curente, trebuie plătite în 5 zile. Și atunci este în avantaj jucătorilor care sunt momentan la Cluj. Păi, vor primi salariile conform legii insolvente la maxim 5 zile de la cadența lor. Păi, și credeți că vor avea de unde să-i primească? Păi, probabil vor factura acum și vor încasa drepturile TV și vor avea bani până la sfârșitul campionatului, cel puțin să-și plătească jucătorii. Pentru că toate celelalte datorii care erau până în momentul intrării insolvente, se vor încadra la masa credală și va fi o altă procedură. Și vor fi reeșalonate probabil când va fi aprobat planul de reorganizare. Bun, deci asta înseamnă că totuși pentru cei care sunt încă acolo mai există o speranță. Da, există o speranță, da. Există o speranță să-și spunească salariile la timp. Bun, mulțumim de precizări, domnul Ulubei, nu vă mai reținem pentru că ați fost foarte clar. Deci așa stau lucrurile, CFR Cluj, mulțumim de intervenție, o zi bună. Așa stau așadar lucrurile, CFR Cluj face față și insolvenței și depunctării, lucruri care se confirmă. Jucătorii, asta citisem și noi în mediul online, că vor aștepta poate și până la 4 ani unii dintre ei pentru a-și recupera banii. Sunt niște sume nu foarte mari, adică 250.000 de euro în toată datoria clubului față de fotbaliști. Sigur că asta putea să fie plătită dintr-un poanie, așa, un rever al rachetei de către Arpad Pascani, cel care întâmpinase și el dificultăți, dar de alt ordin, să spunem, odată cu manipularea drepturilor TV pentru Liga 1. Da, când tu ai mize de zeci de milioane de euro pe an, să nu poți să plătești 250.000 de euro către jucători. Mă rog, eu citisem undeva că e vorba de 400.000 suma pe care CFR o datora, nu contează foarte mult. În orice caz, se strânge lațul și în aceste condiții, chiar dacă jucătorii au speranța că vor fi de aici înainte plătiți la timp, eu nu-i mai văd înscriindu-se pe clujeni în anul sau sezonul viitor, adică 2015-2016, în Liga 1. Nu văd cum ar putea o echipă umilită, jocorită practic de propriile erori, de propriile decizii,
să mai supraviețuiască după o asemenea catastrofă. Adică cine mai conduce această echipă? Pascani mai mult nu e, dar fel Mureșan ne spunea la un moment dat că nu se mai implică la echipă, că încercau să găsească sponsori, bine, nu i-au găsit probabil pentru că datoriile erau mari, datoriile clubului către stat, datoriile clubului către terțe persoane, către diferiți sponsori, da, cine știe ce, contracte de împrumut, cum spunea un fotbalist de la CFR Cluj, s-au făcut acolo, deci pierderile erau din multe direcții, în multe locuri, ca o țeavă de aia spartă în zeci de locuri. Adică degeaba tu reușeai să vulcanizezi, să căptușești undeva, țâșnea în continuare combustibilul prin alte orificii. Cam așa pare să fie CFR Cluj acum. Deci chiar dacă și-ar achita, să spunem, aceste datorii și chiar dacă insolvența ar fi un succes, nu e obligatoriu să fie, dacă ar fi un succes, să zicem, la un moment dat, îi mai vede cineva pe cei de la Cluj luând-o iarăși la drum de la anul în aceleași condiții, adică după un asemenea faliment, ăsta e faliment de fapt. Un club care a ajuns în Liga Campionilor pe voința unui singur om, a luat Arpad Pascani, așa cum fusese Bucșaru, un singur om care decidea la Unirea Urziceni, dar mă rog, el era scos în față, au și alt sponsor, nu-i vorba de asta, da. El era numele înaintat în față, îl conducea clubul, el așa lua bănuții, i-a împărțit cu cine a vrut și a închis. Și la CFR Cluj, practic, situația este identică, nu e nicio înfrângere pentru nimeni. S-au distrat, ca la casino a fost. A resuscitat clubul, care era oricum mort. Nu mai avea nimeni pretenția că va reveni vreodată această echipă. Au resuscitat-o tocmai pentru că n-a fost greu. Nu era nimeni în jurul mortului și l-au scos din groapă, l-au spălat un pic. Era verde, așa, cadaveric. L-au spălat un pic, l-au dat cu niște parfumuri. Au reușit să-l pună pe picioare. A zis ce repede o astfel de echipă venită de nicăieri. A cucerit sferele cele mai înalte ale fotbalului românesc. Acum se întorc. Cine știe Pascani totuși câți bănuți a reușit să pună deoparte? Asta nu ne spune nouă. Are datorii, este peste tot într-o jenă de asta financiară, dar asta nu înseamnă că n-a reușit să strângă ceva. Eu fi mâncat sigur și anturajul și femeile banii, dar poate, cine știe, ținu câteva zeci de milioane undeva pentru zile negre. Nu vrea să-i mai împartă cu fotbalul și cu cei care câștigă o leafă de mizerie scriind sau comentând despre el. Poate n-are chef Pascani să mai împartă cu societatea asta bănuții pe care i-a strâns într-o perioadă totuși relativ scurtă. Ne întoarcem după pauză. În orice caz, uitându-ne pe clasament, lecturându-l așa, sigur, cu erorile specifice, fiecare calculează cum crede. De exemplu, Gazeta Sporturilor pretinde că Petrolul i s-a substituit CFR-ului și are ea 34 de puncte în loc de 33 câte are de fapt, și că Steaua rămâne tot cu 9 puncte avans, dar nu mai are echipa clujană în cârcă, ci pe cea din Prahova. Dacă consulți altă sursă, atunci o să vezi că locul 2 este la 10 puncte de Steaua de aici înainte, iar locul 3 la 13. ASEA Târgu Mureș, ajungând astfel pe poziție europeană, locul al 4-lea. De altfel, puține echipe din campionatul nostru pot să joace în cupele europene sezonul următor. Foarte puține sunt în această situație, așa că nu clasamentul în sine este în măsură să dea ordinea echipelor în cupele europene, ci finanțele, bugetul, stabilitatea acestora mai degrabă decât ierarhia în sine. În momentul de față, 5 cluburi din Liga 1 sunt în insolvență, dacă includem și CFR Cluj, iar la acestea se mai adaugă incertitudinea unora care nu știu exact din ce va fi compusă ziua de mâine. Iar ca să vedeți cât de paradoxal e fotbalul nostru, echipa care stă cel mai bine din punct de vedere financiar are primii doi oameni de stat în bușcărie. Adică Gigi Becali și Meme Stoica sunt la pârnaie,
Și cu toate astea, Steaua stă mai bine decât celelalte cluburi. Asta și pentru că a făcut niște transferuri, pentru că adună bani din drepturile de televizare mai mult decât celelalte echipe, pentru că a mai strâns câte ceva și din cupele europene. Cam astea ar fi motivele pentru care încă se descurcă și nu are un orizont închis în acest moment. Dar pentru celelalte echipe nu există nicio certitudine că sezonul viitor va mai exista, indiferent că ne pregătim de un campionat cu 14 echipe sau de altceva. A fost votat, sigur, campionatul cu 14 echipe, dar mai e destul de mult până la vară. Trebuie să trecem de această perioadă încă între câine și lup. Adică nu e nici iarnă, nu e nici primăvară și o să vedem dacă echipele vor supraviețui. În orice caz, un retur care și prin prisma acestei depunctări capătă un pic alt sens, adică CFR Cluj iese evident din lupta pentru locurile pe podium, se înscrie în lupta pentru retrogradare, teoretic poate să scape de retrogradare dacă jucătorii vor pune osul, chiar în condițiile în care n-au mai rămas foarte mulți, dar încă este posibilă această situație. Să vedem cât vor fi de tentați însă aceștia până la urmă, dincolo de promisiuni ceva. E greu să vină unul să spună pe șleau, bă, pe mine nu mă mai interesează, că echipa asta nu merită să mai tragem pentru ea, sau ce știu eu ce explicație va oferi. Contează ce se va întâmpla pe teren. Asta nu ne va spune nimeni, vom vedea singuri care va fi explicația. Știm că avem și un meci de tenis la sfârșitul săptămânii, un meci care polarizează atenția iubitorilor de sport de la noi, meciul de Cupa Federației dintre România și Spania la Galați, cu Simona Halep și probabil cu Irina Begu titulare la simplu, mai ales că am văzut-o astăzi pe Irina Begu oferind un interviu. Nu mai e chiar atât de bolnăvioară cum era în urmă cu câteva zile, se pare că se simte mai bine și este în măsură, cred, să joace, mai ales că Spania este o echipă greu de bătut, o echipă care joacă la uzură, indiferent de numele jucătorilor, Spania este o echipă foarte greu de bătut. Deci, masculin, feminin, hard, am zis că asta va fi suprafața de la Galați. Nu contează pe ce și unde joci, spaniolii în general, spanioloicele în cazul ăsta știu să opună o rezistență extraordinară. O să vedem până la urmă care va fi alcătuirea celor două echipe. Să discutăm mai mult la noi despre locul pe care îl ocupă în clasamentul mondial Simona Halep și de faptul că nu prea are cum să piardă în sezonul care abia s-a deschis, locul 5 în clasamentul WTA. Ăsta ar fi scopul, nu coboare sub locul 5 până la sfârșitul anului, și sunt tot felul de repere aici care ar indica faptul că Simona Halep nu are cum să coboare sub locul al 5-lea, dar pentru asta trebuie în primul rând să aibă forma fizică necesară ca să poată să joace la turnee, chiar dacă așa sunt trasate meciurile ei, am văzut cam pe cine poate să bată și pe cine nu, dar va trebui să se și prezinte. Locul ei este undeva în jurul, sigur, acestui 5 mondial. Reușește una, două poziții în sus sau poate chiar una, două poziții în jos, sigur nu e o tragedie. Să vă spune la un moment dat că esența este să fii în primii 10. A, fete, dacă ești în primele 10, eu zic că tot e bine. Bun, luăm o pauză publicitară clasică la și 20 și ne întoarcem, o să vorbim și despre actualitatea zilei, campionatul Germaniei, avem Cupa Africii astăzi, să nu uităm, prima semifinală, și ce s-a mai desfășurat ieri prin fotbalul european, imediat. Futsom, așadar, astăzi, fraților, avem Rede Congo Côte d'Ivoire de la ora 21, revine Cupa Africii cu prima semifinală, mâine este cea de-a doua între Ghana
și țara gazdă, Guinea Ecuatorială. Probabil știți că arbitrul din Mauritius, care a condus partida din sferturi dintre Guinea Ecuatorială și Tunezia, încheiată cu scorul de 2-1 pentru gazde, după un penalti acordat ecuatorialilor în minutele de prelungire ale celor 90 de minute, când tunezienii aveau avantaj de o boabă, un penalti hilar, ridicol, venit din alte timpuri. E bine, arbitrul din Mauritius a fost sancționat cu o suspendare pe 6 luni și se pare că el nu va mai arbitra niciodată la un turneu final de Cupa Africii. A fost retrogradat din categoria elită africană, era un arbitru de elită așadar, a fost retrogradat și va arbitra undeva la județul africanilor meciul probabil dintre insula Rodriguez, care ține de Mauritius, și probabil rezervele celor din Reunion, adică un fel de Rodriguez cu Reunion Under 23. Probabil asta va arbitra de aici înainte, deși, hai să fim serioși, nu cred că arbitrajul din Mauritius e mai slab ca cel din România, asta unul la mână. Mai ales că Mauritius sunt bine informat, există un campionat cu 10 echipe, echipele au nume frumoase, de exemplu există echipa Pamplemousse, care în franceză înseamnă grefruit. Păi cum să te cheme, mă, grefruit? Păi autobuzul, de exemplu, să joace cu grefruitul. Era autobuzul la noi pe vremea, da? Automatica, mecanică fină, abatorul cu grefruitul. Deci nu, în campionatul din Mauritius sunt nume frumoase, este un campionat remarcabil, care se desfășoară pe niște baze sportive mai bune decât la noi, deci să nu insultăm degeaba pe unii pe care noi cunoaștem decât superficial. Omul a fost măimit, el era plasat acolo indiferent ce fluier era, că vedea din Oceanul Indian sau că vedea din Oceanul Atlantic sau venea de la Polul Nord, unde tot ce a exprimat interesul a Tem Ben Arfa să joace, tot pentru Guinea Ecuatorială trebuia să fluiere. Deci asta nu contează. A picat pe el măgăreața, pur și simplu l-au ales pe el, l-au sacrificat cei de la Confederația Africană. Mă rog, pe tabloul semifinalelor spuneam aceste două jocurile, Côte d'Ivoire favorită cu DR Congo și Ghana mare favorită cu Guinea Ecuatorială. Putem să asistăm la o finală duminică între Ghana și Côte d'Ivoire absolut remarcabilă, între fotbalul subsaharian anglofon și respectiv francofon, adică finala ideală întotdeauna în Cupa Africii. Nord-africanii nefăcând figură de africani veritabili, ei sunt arabi. Că sunt în Asia, că sunt în Africa, pentru ei nu contează foarte mult, nu sunt niște țări africane absolute. Algeria și Tunisia n-au nici înclin, nici mânecă cu aceste țări din Africa Neagră. Ele sunt prezente pe continentul respectiv, cum e prezent Israelul în Asia Mică, dar de fapt joacă în Europa. Bun, Israelul putea să joace și în Africa, era același lucru. În America de Nord ar fi fost mai interesant dacă ar fi jucat. Da, în celelalte continente era la fel. Oricum nu se justifică. Așa și cu nord-africanii, același lucru. Deci un meci de luat în calcul astăzi. Avem continuarea etapei din Bundesliga cu meciuri interesante astăzi. 5 partide: Borussia Dortmund Augsburg, Hertha Berlin Bayer Leverkusen, Hoffenheim Werder Bremen, FC Köln VfB Stuttgart și un meci foarte interesant la Paderborn între echipa locală nou promovată și Hamburger Sportverein. Ieri am avut tot așa 4 partide foarte interesante. Eintracht Frankfurt a făcut egal acasă, a stat 1-1 cu VfL Wolfsburg. Un meci pe care Frankfurt l-a dominat, au fost ocazii însă la ambele porți, dar cei de la VfL Wolfsburg au reușit să egaleze un stat de 1-1, care nu face până la urmă bine niciuneia dintre echipe, mai ales că Wolfsburg avea șansa să se apropie de Bayern München. Bayern München într-o ușoară jenă în acest început de an,
învinsă 4-1 la Wolfsburg, etapa trecută. Echipa lui Guardiola a făcut ieri 1-1 acasă cu Schalke. De notat, Bayern a jucat din minutul 18 cu un om mai puțin, Boateng fiind eliminat. De fel, Boateng era și la Schalke, a fost eliminat cel de la Bayern. Schalke a beneficiat de un penalti pe care camerunezul Choupo-Moting l-a ratat. Ba, între noi și noi, distinși ascultători, cum să-l pui pe Choupo-Moting camerunez să bată 11 metri pe Alianța Arena la 0-0 contra lui Bayern în fața lui Manuel Neuer? Spuneți-mi și mie, ce șansă are un camerunez să marcheze pe Alianța Arena în fața lui Bayern München atunci când scorul este 0-0? Fie și din penalti, nicio șansă dintr-o sută. Da? O gafă extraordinară a celor de la Schalke, care într-adevăr puteau să dea lovitura aseară pe terenul campioanei și viitoarei campioane. Bayern München avea o cotă de 1.13, iar Schalke de 19. Și cu toate astea, așa cum vă spuneam în mai multe rânduri, fotbalul poate bascula dintr-o eroare, dintr-o fază care se derulează în câteva secunde sau în câteva fracțiuni de secundă. De exemplu, să scape unul singur, îndribleze pe portar și acesta să-l pună jos. Sau ultimul apărător să-l faulteze în mod evident, în așa fel încât arbitru să nu poată să ia altă decizie decât aceea de a-l expulza. Cum s-a întâmplat și ieri la Bayern, a trebuit să-l dea afară pe Boateng în minutul 17, să dea penalti pentru Schalke. Numai că chiar și în 10 oameni, sigur, Bayern având o șansă că Schalke a ratat penaltiul, tot Bayern a fost cea care a deschis scorul prin Ariel Robben în minutul 67, numai că Hövedes a egalat pentru Schalke 6 minute mai târziu. S-a terminat 1-1. Bayern rămâne cu 8 puncte avans pentru că Wolfsburg n-a câștigat la Frankfurt, dar Borussia Mönchengladbach a reușit a doua victorie la rând în acest retur, 1-0 acasă cu Freiburg, și s-a apropiat la 5 puncte de poziția a doua deținută de Wolfsburg. Astăzi avem, spuneam, meciul Borussia Dortmund, toți ochii sunt ațintiți pe Jürgen Klopp, Dortmund-Augsburg. Vedem dacă Borussia va reuși să câștige în fața unui adversar de calibru, locul 5 în Bundesliga, Augsburg. Dacă va câștiga pe terenul Dortmund, ajunge la puncte pe Gladbach, care este a treia în clasament. Deci e clar că au o miză și cei de la Augsburg. Prima lor miză este să-și vadă de ale lor și abia a doua să-i salveze pe Borussia Dortmund de la retrogradare. Într-adevăr, Borussia, dacă va câștiga, iese de tot din zona retrogradării și poate să facă un salt cu 19 puncte, depășindu-i chiar și pe cei de la Paderborn, dacă ăștia vor pierde cu Hamburg. Sigur, și în funcție de rezultate ar putea să ajungă până pe 13, să facă un salt de 5 poziții. Nimic nu-i pierdut, sigur, pentru Dortmund. Totuși, dacă vor fi vinși acasă și de Augsburg, e clar că sezonul va fi extrem de complicat și că se vor lupta până la final pentru evitarea retrogradării. Avem astăzi restanță în Spania, un meci considerabil între Real Madrid și Sevilla. Realul are un avans indestructibil, sigur, clasament, cel puțin față de poziția a treia, Atletico Madrid. Dacă Realul bate astăzi, vor fi 7 puncte. Nu mai văd cum Atletico a mai putea vreodată să ajungă Realul cu 7 puncte avans. Barça rămâne la 4 puncte de Real Madrid, s-ar crea deja un avantaj net pentru Real. 4 puncte înseamnă posibilitatea să ratezi odată, fie meciul direct, fie cu un alt adversar, ceea ce totuși este mult pentru Real Madrid, adică să aibă posibilitatea să mai facă un pas greșit. A făcut deja 3 pași greșiți, Real are 3 înfrângeri în acest campionat. Dacă astăzi bate pe Sevilla și probabil că îi va bate la scor, atunci va avea posibilitatea, de exemplu, să piardă în retur cu Barcelona fără ca prima poziție să-i fie periclitată. Deci e un pas spre titlu uriaș pe care Realul face astăzi. De departe cea mai bună echipă, cea mai periculoasă echipă, că nu știu dacă e corect să-i spunem bună, cea mai periculoasă echipă europeană a momentului.
singura capabilă pe bune să câștige Liga Campionilor. Orice alt rezultat în acest sezon în Champions League, în afară de victoria Realului, ar fi o mare surpriză. Nu văd cine ar putea să se opună Realului în acest sezon. Nu că Cristiano Ronaldo nu poate să facă un meci lamentabil într-o finală europeană, a făcut atâtea. Dar totuși, la ce colectiv are Realul, la ce soluții are pe banca de rezerve, la cât noroc are, la câți arbitri sunt numai cu ei, nu văd cine ar putea opri. Vor câștiga toate trofeele, bineînțeles. Niciun Bayern München, niciun Chelsea, niciun Barcelona, n-are nimeni cum să-i oprească, după părerea mea, în acest sezon. Deci trebuie să ne așteptăm și diseară ca Sevilla să fie făcută praf și pulbere la Madrid. Sevilla care are și ambiții, sigur, să prindă măcar poziția patra, beneficiind Sevilla de o conjunctură mai degrabă favorabilă în această etapă, când a câștigat cu emoții acasă cu Espanyol 3-2 pe final, un gol marcat aproape de la jumătatea terenului, în timp ce Valencia și Villarreal au pierdut amândouă în condiții dificile, penibile. Valencia la Malaga cu 1-0, iar Villarreal, după ce a condus la Barcelona, a fost învinsă cu 3-2. Deci Sevilla rămâne pe 4, chiar și dacă pierde la Madrid în această seară. Mai avem, dacă mă uit eu bine, și meciuri de cupă. De exemplu, în Franța, în Cupa Ligii, Monaco-Bastia este cea de-a doua semifinală. Meciul se joacă și la ei ca și la italieni într-o singură manșă, pe stadionul lui II. Monaco, în cazul în care va câștiga, așa cum toată lumea se așteaptă, va întâlni pe Paris Saint-Germain în finală pe 11 aprilie pe Stade de France. PSG a câștigat ieri la Lille 1-0, un gol al fundașului Maxwell, după unul dintre cele mai slabe meciuri făcute de cele două echipe de la începutul sezonului. Și dacă și astăzi la Monaco-Bastia se va marca tot un singur gol, intrăm deja în această sferă a rezultatelor eliptice de subiect în Franța, unde vă reamintesc că în ultima etapă de campionat, și iată acum se confirmă și în Cupa Ligii, cu meciul de ieri, nicio echipă n-a fost în stare să dea două goluri. Am avut 10 goluri în 10 meciuri de campionat și un gol ieri în meciul de Cupa Ligii. Deci în ultimele 11 partide oficiale nimeni n-a marcat două goluri și media este de fix un gol pe meci. Au fost câteva rezultate de 1-1 care au fost însă completate imediat de câteva rezultate de 0-0, adică 2-1-1 și 2-0-0. E o tragedie, sigur, pentru că asta înseamnă că, într-adevăr, campionatul și-a pierdut orice fel de valoare. Mai rămâne doar suspansul intern acolo, sigur, cam cum e și la noi. Dar în momentul în care scoatem capul afară, nu existăm. Această problemă care devine una curentă în Franța, apropo de lipsa valorilor, pe undeva și italienii, sigur, se apropie de această judecată și de la ei pleacă toți jucătorii de talent și aproape nu sunt înlocuiți de nimeni. În fine, avem etapă în Grecia astăzi. Grecia au rămas în urmă la un moment dat cu grevele pe care le-au avut și cu problemele pe care le-au avut în fotbal, că au fost niște gloanțe risipite cum nu trebuie pe la ei. Știți minte că s-au amânat câteva etape. La această oră se joacă deja două partide din Superliga greacă. N-aș putea să vă spun exact a câta etapă din campionatul Greciei este, dar în orice caz Skoda Xanthi, echipa lui Răzvan Lucescu, asta știm sigur, joacă pe teren propriu cu Panionios, echipa aflată în zona retrogradării, în această după-amiază de la 17:15, deci peste o jumătate de oră practic. Pentru cei interesați, ar trebui deja să existe și compoziția celor două echipe pentru meciul respectiv. Olympiacos joacă de la 19:30 cu Atromitos, iar PAOK Salonic se deplasează în Creta, o formalitate, joace împotriva echipei insulare, care a fost și ea descăpățânată în două rânduri, a primit în total o pedeapsă de 10 puncte de penalizare. Un campionat grecesc
dominat evident de aceleași echipe, PAOK și Olympiacos, Olympiacos și de PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu încercând să agațe zona europeană înainte de play-off, adică să intre în primele 5, unde spart vreo 4 puncte de zona respectivă. Avem un meci în Cupa Italiei, Napoli Internaționale, pentru calificarea în semifinale. De văzut acest lucru, ieri Fiorentina s-a calificat pe terenul Romei, în vrie, echipa lui Rudy Garcia. Fiorentina a câștigat 2-0 pe terenul Romei, este un rezultat excepțional pentru ei. Astăzi spuneam, vom afla încă o semifinalistă, după ce vă amintesc în sferturile de finală Lazio a bătut pe Milan cu 1-0. Inter Napoli se joacă astăzi, Fiorentina a bătut Roma cu 2-0, iar în ultimul meci Juventus a trecut în deplasare de Parma cu 1-0. Acesta este ultimul sfert de finală din Cupa Italiei, un meci care sigur că interesează pariorii și pe cei care țin cu Inter. Este ultima șansă a Interului, oricât ar suna de clișeistic, ultima șansă a Interului să obțină ceva în acest sezon. Echipa miliardarului indonezian este pe locul 13 în campionat. Ce șanse mai are Inter să prindă o cupă europeană dacă nu via acestui acestei cupe a Italiei, care totuși fiind programând meciuri eliminatorii te duce destul de ușor spre fazele finale. Mă uitam pe meciurile amicale care se desfășoară în Antalya, în Spania și pe unde ori mai fi. Avem astăzi printre rezultate un 10-1 înregistrat între Trnava, o echipă slovacă, și Slovacko, o echipă de slovaci din Cehia. Asta este 10-1 a bătut Trnava. Ieri au jucat și echipele românești, bineînțeles că rezultatele lor au fost intens comentate de predecesorii mei. De exemplu, Steaua a bătut pe ÇSKA Sofia cu 1-0, iar Dinamo a fost învinsă de ÇSKA Moscova cu 1-0, spunându-se pe undeva că Dinamo a avut noroc, chiar a avut noroc cu Caru, cum aveau pe vremuri pretenție sau pretenții intelectualii în pușcărie, pretenții cu Caru, dar o meserie nu învățau. E bine, așa s-a întâmplat și la fotbal. Dinamo n-a fost departe, zice-se, de înfrângerea cu 7-1 pe care a suferit-o atunci cu tineretul danez într-un meci de pomină în care se spune că jucătorii se distrau pe teren, nu interesa absolut deloc rezultatul. E bine, de data asta a scăpat mai ușor, pentru că portarul macedonean Naumovski ar fi fost în zi de grație și ar fi parat absolut tot. Dinamo pierzând la un scor liniștitor, aș spune, un 1-0 cu teribila echipă moscovită, care evident boxează într-o altă categorie, deci n-ar trebui să o deranjeze pe Dinamo niciun fel, pentru că bătăliile Dinamo, adevăratele bătălii, sigur nu se vor da cu ÇSKA Moscova. Avem un Rapid Locomotiv Tbilisi care începe peste un sfert de oră, deci sigur ar trebui să intereseze suflarea fotbalistică de la noi. Apoi, tot așa ca știre, revenirea lui Pintili cu 3 de I de la Al Hilal, care îl împrumută la Steaua până la sfârșitul sezonului, ca să-i facă loc grecului Samaras. Atenție, jucători de Champions League, mi-l amintesc cum marca pentru Celtic, calificând-o pe Celtic la un moment dat pe un teren sintetic la Moscova, nu mai țin minte cu ce echipă din Moscova, nici nu contează, marcând un gol de kilogramă de la marginea careului în minutul 89, o lovitură de cap, sigur acolo era puternic Samaras, așa ar fi zis și Țiți Dumitriu, a marcat cu o lovitură de cap la marginea careului, jucător de cap bine țintită. Ce zic, extraordinar, Samaras, jucător, mi-a plăcut întotdeauna. Și el a marcat, o
un succes atunci răsunător al celor de la Celtic, care, dacă bine mi-amintesc eu, ieșeau pentru prima dată din istoria lor din grupele UEFA Champions League. Bun, ne întoarcem, fraților, după o scurtă pauză pentru finalul emisiunii. Citeam aici un studiu care ne confirmă cel mai bun antrenor din istoria campionatului Spaniei este Elenio Herrera, spune DigiSport. Este un studiu al Centrului de Investigații, Istorie și Statistică a Fotbalului Spaniol. Toată istoria campionatului, Elenio Herrera are 4 campionate câștigate cu Real Madrid, 358 de meciuri și 15 sezoane. El are cel mai bun punctaj, urmat de Miguel Muñoz, a murit între timp, nu știu cei de la Digi s-au uitat, și de Frederic Pentland, care l-a pregătit pe Athletic Bilbao și Atletico Madrid înainte de războiul civil din Spania. Asta este. Elenio Herrera va pregăti mai multe echipe din Spania, între 48 și 60, cu excepția unui sezon, și apoi între 1979 și 1981, câștigând 2 campionate cu Atletico Madrid și alte 2 cu FC Barcelona. El a avut cel mai mare succes în Italia cu Inter, care a triumfat de 3 ori în Serie A și de 2 ori în Cupa Campionilor Europeni. Acolo se spune că a și inventat acel catenaccio, care până la urmă i-a dus reputația peste tot în lume, și așa a ajuns sigur să antreneze și în Spania. Studiul respectiv amintește că Luis Aragonés a antrenat cele mai multe sezoane în La Liga, și el între timp decedat, 25 de campanii în 30 de ani pentru Aragonés, în timp ce Muñoz a câștigat cele mai multe campionate, 9, toate cu Real Madrid. Spuneam mai devreme, Elenio Herrera n-a pregătit pe Real Madrid, a antrenat, spuneam, la Atletico Madrid și la Barcelona. Printre cele mai cunoscute nume ale acestui clasament, Luis Aragonés, locul 7, Pep Guardiola, poziția 9, Manuel Pellegrini, totuși Pellegrini să fie al 11-lea din toate timpurile în Spania, se pare cam exagerat. Johan Cruyff avea pe 13, José Mourinho pe 14, Javier Clemente, ăsta a antrenat și la OM, mai puțin de un sezon, locul 23 pentru Basc, Alfredo Di Stefano, locul 26, Quique Sánchez Flores, este noul antrenor al Getafe, locul 33, Vicente del Bosque, 34, sau Diego Simeone, asta da, locul 102. Singurul român care a antrenat în La Liga este Cosmin Cosma, numit pe 10 martie anul trecut pe banca lui Getafe, pe care a reușit să salveze de la retrogradare. Merita și el un loc. A salvat-o pe Getafe de la retrogradare. În decembrie, Cosma a plecat în China, la Guangzhou. Cei mai longevivi, după Aragonés, spuneam, cu 25 de sezoane, și Miguel Muñoz, 22, el a fost și antrenorul Spaniei, dacă nu mă înșel, Miguel Muñoz a condus Spania chiar la Euro 84, când a jucat cu România. Javier Clemente, 21 de sezoane, a ajuns ultimul om, Clemente, a antrenat și la Chiajna, să știți. N-au ai noștri ideea asta, dar uite, dacă mai era Porumboi în fotbal, îl putea lua. Putea lua, cum l-a adus pe López Caro, ăla îl putea aduce și pe Clemente. Clemente antrenează oriunde, a ajuns într-adevăr o cârpă, nu mai are nicio valoare absolut, toate echipele antrenate de el sunt praf și pulbere. Nici o metodă, probabil că folosește aceleași chestiuni ca în anii 80. În orice caz, în Spania este o legendă în continuare, în aceste clasamente, locul 23, cei mai buni antrenori toate timpurile, și unul care a antrenat este al treilea la longevitate, 21 de sezoane în Primera. Cel mai tânăr antrenor din Primera a fost uruguaianul Sergio Rodriguez, care la 27 de ani, în sezonul 55-56, a debutat pe banca lui Hercules Alicante, al cărei jucător și era. Serie de antrenori au fost pe bancă la un singur meci din Primera, evident că există și așa ceva. Guardiola și Mourinho conduc în ceea ce vește procentajul de victorii. Amândoi au 76%, urmați de Cruyff,
59. Alberto Ormaechea deține cu Real Sociedad recordul de victorii consecutive, 38, urmat de Cruyff și de Leo Benhakker. Ăsta a fost antrenor la Real Madrid, Leo Benhakker, un olandez, în anii 90, 31 de victorii la rând pentru Cruyff cu Barcelona și pentru Benhakker cu Real Madrid. La capitolul retrogradării, recordul este dețin de francezul Lucien Muller, care a retrogradat de 8 ori, urmat de Javier Clemente cu 4, picat și Clemente, deci din 21 de sezoane a picat în 4. Totuși, iată că la acest capitol stă destul de prost. Bun, fraților, cam asta ar fi pentru astăzi. Actualitate sportivă nu foarte densă. Noroc cu evenimentele de pe la noi, care au mai avut loc și pe care le-am tratat cu lux de amănunte la începutul ediției. Mai văd aici o știre venită acum, în ultima clipă. FIFA a sancționat clubul West Ham United, este o știre importantă, pentru faptul că aceasta l-a utilizat pe Sako în timpul Cupei Africii. Știți regulamentul, dacă un jucător refuză să plece la Cupa Africii, de exemplu, sau în general la echipa sa națională, el nu poate să fie utilizat în acea perioadă de către club. A, dacă nu este convocat, atunci da, dar dacă îl convoacă și el nu vrea să se ducă din diferite motive, nu poate fi utilizat nici la club. Păi s-a fost condamnat astăzi de o comisie de disciplină a UEFA, plata unei amenzi de 95.000 de euro, pentru a fi utilizat pe Diafra Sako în luna ianuarie. Atacantul senegalez a declarat că nu este apt, în urma unei accidentări, să participe la Cupa Africii pe Națiuni. El a intrat într-un meci, a și marcat golul victoriei, meciul de cupă cu Bristol City, 1-0 pe 25 ianuarie, cu două zile înainte a eliminării leilor lui Alain Gires, Les Lions de la Teranga, cum sunt numiți senegalezii, într-un meci cu Algeria, ultima partidă din faza grupelor. Clubul englez și atacantul de asemenea au primit un vot de blam din partea instanțelor internaționale, adică un fel de mustrare dintre asta. Așa, bun jucător în orice caz, Diafra Sako, venit din Liga 2 franceză la Metz, a jucat un pic la Metz în prima ligă în acest sezon, a ajuns la West Ham și iată că este în stare să confirme în Premier League faptul că e un jucător important. N-a vrut să meargă pur și simplu la Cupa Africii, din motive pe care le-am tot expus, ce înseamnă pentru africani țara lor de baștină, practic nimic. Atunci sigur că pentru niște gologani care intrau în buzunar, intrau într-un buzunar și se înmulțeau în celălalt, practic, el a preferat să spună pas, chiar dacă iată a mințit, întrucât nu era accidentat și a putut să joace, mai că am spus, astea sunt noile condiții. Dacă nu te înțelegi cu selecționezul și să-l rogi pe ăsta să nu te convoace sau să nu facă scandal dacă tu nu vii, să spune lui domnule, nu, stați liniștiți, nu l-am convocat eu. Și atunci să poți să joci la clubul tău, dacă nu reușești să ai o astfel de înțelegere, atunci plătești. Plătești aproape 100 de mii de euro amendă, pe care sigur clubul teoretic o poate imputa jucătorului, dacă chiar nu are altă variantă. Ne reauzim mâine, toate bune!